Mesela tutturur. Mesela pentru că Toma Cosmin Smeria. Îmi cer scuze că încep un pic mai greu, dar durează ceva până găsesc live-ul pe celălalt telefon. Bună seara, doamna Andreea Barbu, bună seara, domnul Oleg, Bogdan Chiriac, Valentin, Gabriela Manea. Vă salut și eu, domnul Nicu Luca. Salut, grădina lui Kim. Salut, producător Sadul Cătunul Cornești. Bună seara, Music Master. Bună seara, Ionel Iovan. Revin și eu cam fiecare vineri. Încă mai am subiecte de live în care putem să discutăm despre problemele de grădinărit pe care le avem în această perioadă. Și ca de obicei, mie îmi place să fac ceva în timpul live-ului, nu să stăm de vorbă, doar de vorbă. Și astăzi am ales să semăn semintele de vinete cana, primele semințe de vinete din acest sezon. Salut domnul Robert Neicu, bună seara Mirela Neada, tocmai din Belgia, mulțumim. Nu ninge la mine Cosmin, a plouat acum după amiază și e anunțată zăpadă mâine, temperaturi negative, următoarele 4-5 zile, avem un minus 5 pe timp de zi și un minus 2. Luni mi se pare că e un minus 5. Bună seara, domnul Cristian Diță, salut ferma de răsaduri de mereni. Bună seara, Marin Radu. Grădina lui Kim, te-am răspuns. Mamă. Am potrivit Bogdan Chiriacă, Gabriela Manea, astăzi am scos zambilele, am văzut pe canal de YouTube ferma de legume Cristorel, a scos și domnul Alin zambilele, sunt tot cam așa, vă invit să vizionați videoclipul dânsului, ne spune exact ce trebuie să facem acolo, în momentul în care le scoatem, bună seara Dulău Dănuț. Eu încă mai am, cred că mai am 100 de bucăți, s-a întunecat și n-am apucat să termin. Mâine o să le ud puțin ca să spăl. Deci practic fac o spălare a frunzelor care au crescut. Bună seara Marioara Baș, bună seara Nicoleta Stroie. Și imediat o să fac o stropire cu switch, o stropire ușoară. Și zic imediat pentru că oricum vremea nu o să îmi permită să aștept uscarea frunzelor, pentru că o să fie vreme închisă, temperatură mică, mâine am 1 grad afară în zona mea. Tot cana semăn și eu la îndrumarea dumneavoastră. Eu semăn cana de vreo 4 ani, cred, și am avut numai recenzii bune și nu are sens să schimb. Eu am o vorbă, când ceva merge bine, nu umbli la el. Bună seara, domnul Sorin. Bună seara, Ciprian Purjolea. Da, da, domnul Oleg, și la noi e tot așa. În seara, noaptea asta, mâine e anunțată zăpadă, după care 3-4 zile cu temperaturi negative chiar și pe timpul zilei. Paraschiv Iulian, grădina micului producător, Valea Călugărească, vă salut. Vă salut și eu. Să înțeleg că grădina micului producător este o pagină de Facebook, Valea Călugărească. Bună seara, domnul Vasile Untescu. Vă mulțumesc și vă doresc și dumneavoastră spor și la toți cei care au activități din acestea legate de legumicultură în această perioadă. Pentru că nu este ușor să ținem piept temperaturilor și umidități. M-a întrebat cineva într-un comentariu, mai puțin mai devreme am răspuns, care ar fi umiditatea
cea mai bună, ca să zic așa, la momentul actual, o avem în solar. Am zis și eu, un 75-80%, dar este foarte greu de atins în această perioadă, pentru că nu putem să aerisim corespunzător, temperatura este mică și pe timpul zilei și afară este aer umed. Deci singura variantă ar fi cu creșterea temperaturii pe timpul nopții și pe timpul zilei, dacă este nevoie, și o ventilație corespunzătoare. Bună seara, domnul Valentin Negoi. Bulbii de zambile am luat de la semințe plante. De la magazinul online, dar eu am cerut 19 plus, cred că sunt un pic mai mulți. Bună seara, grădina mea. Am văzut și la domnul Alin, tot așa, are diferență de mărime la frunze și nu neapărat din cauza diferenței de culori, pentru că și la aceeași culoare sunt diferențe mari. O să-i mai țin încă 7 zile umbriți, deci i-am scos, îi întind. Aveți în videoclipul de anul trecut toate operațiunile pe care le-am făcut. Îi întind și îi acopăr cu o plasă de umbrire sau un agrotextil, cred că mai degrabă agrotextil, să umbresc foarte tare. Sunt speranța că o să mai crească frunzele, să se mărească puțin. Munteanu, bună seara! La Iași ninge foarte tare. Da, acolo în zona dumneavoastră, de acolo vine răul la noi, frigul în principal. Mulțumesc, domnul Silviu Constantin Fat. Deci, după cum vă spuneam, în această seară încep să semăn primele semințe de vinetecamă, Cana F1. Folosesc alveola de 200 de celule, turbă de semănat, peat moss, de la Nord Agri, deci turbă de granulație fină, cu care nu am avut probleme în ultimii 2 ani, deci de 2 ani folosesc pitmos, de fapt 3 ani și acum 3 ani am avut o parte din turbă tot pitmos. Folosesc alveola de 200 de celule pentru că vreau să am o plajă mai mare de timp până la repicare. Deci să ne lasă să se dezvolte bine în această alveolă, în speranța că o să prind temperaturi mai mari la repicare. Adică când, după ce repic, se mărește. Deci dintr-o alveolă de 200 facem 4 alveole de 45, pentru că le repică în alveole de 45 și se mărește suprafața foarte mult. Și nu am posibilitatea să încălzesc, adică să țin o temperatură mai mare la vinete, pentru că după părerea mea, vânăta este cea mai pretențioasă legumă de crescut, cel puțin la nivel de răsad. Îi place căldura, temperatura mare. Bună seara, eu deschid ușile pe timpul zilei și pornesc ventiloconvectoarele și tot am umiditate de 80-85%. Păi stai bine la 80, stai bine la 80 că și am 99%. Bine, unde am răsadurile acolo, fiind solarul mai mic, cu ajutorul ventilatorului, scade pe timpul zilei, tot așa, în jurul la 80-85. Bună seara, Mirela Vlășceanu, Andrei Lasevic, bună seara. Bună seara, doamna Adriana Vinersan. Deci vinetele Cana eu le semăn de 4 ani de zile, destul de multe, cel puțin pentru mine sunt destul de multe. Am avut o creștere de 20% în fiecare an la aceste plante, la aceste răsaduri. Dar cu toate astea am avut o pierdere foarte mare. Deci vânăta este răsadul la care am cea mai mare pierdere, din cauza condițiilor proaste. Deci în fiecare an pierd. Acum la germinare până la repicare sunt poză. Deci nu am avut niciodată probleme până la repicare. După repicare încep și stagnează, dintre ele se îngălbenesc vârfurile și toate se datorează temperaturii deficitare. Anul acesta intenționez să plec de acasă cu o serie de vinete să văd dacă reușesc să obțin o lumină și o temperatură mai bună în solarul
Într-unul dintre solarele pe care o să le închiriez. De această cauză, această primă serie o să fie un pic mai mică și următoarea, de fapt ultima, a doua și ultima, o să semăn toate semințele pe care le-am cumpărat ca să plec cu ele de acasă. Așa intenționez, să vedem dacă se potrivesc zarurile. V-am pus și un număr de telefon acolo, dacă vrea cineva să sune, să discutăm despre probleme legate de legumicultură. Gabi, bună seara, ce grosime ar fi cea mai bună pentru folia unui solar? Online, de unde aș putea lua? Ia uite, scrie mare probleme, semințe plante. Deci, magazinul semințe plante Bunguru comercializează și folie pentru solar și are o ofertă destul de variată. Eu am folosit de când am solare doar Sotrafa de 180 de microni și de vreo 4 ani de zile am început să schimb Sotrafa, adică încă mai sunt două solare învelite cu Sotrafa pentru că n-am ajuns să le schimb. Am schimbat cu folie plastica Critis de 200 de microni. Zic și eu că, de fapt, așa ar fi logic, mai groasă, mai bună, dar trebuie să fim atenți la ce aditivări are, dacă are tratamente UV, antipicurare, elasticitate, nu știu care sunt toți, dar știu că cea mai bună folie ar avea în jur de 7 aditivi. 5 sau 7. Până acum, cea de 200 de microni pe care am folosit-o anul acesta la solarul cel mai mare de 180 de metri pătrați, se comportă foarte, foarte bine. Eu am montat-o singur, a fost întinsă bine, bine, am montat-o în luna septembrie, cred, adică o temperatură bună. A fost întinsă bine, dar acum s-a făcut sambal. După ce au scăzut temperaturile, este întinsă perfect, perfect. Bine, acum am și eu mai multă experiență și am prins-o foarte bine, exact unde trebuie, am văzut unde au apărut problemele și nu mai... L-am eliminat. Practic. Paul Tudose, n-ați terminat de semănat. Eu termin de semănat în aprilie, domnul Paul. 600 de cana astăzi de probă, că e frig de mor la Pașcani. Oho! A, domnul Florin, am vorbit cu dumneavoastră. Aveți condiții foarte bune, din câte am văzut eu acolo. Nu aveți de ce să vă fie frică. Și să știți că mie gerul ăsta și frigul care a venit, să zic, normal în România, în perioada normală, îmi spune că primăvara o să fie la timpul ei. Și dacă primăvara este la timpul ei, plantările o să înceapă mai din timp, nu o să mai avem rețineri ca în ultimii 3 ani, când a fost primăvara în martie, nu, în februarie și în martie iarnă. Atunci trebuie să fim pregătiți, să avem răsadurile mari, să fie bune de vânzare, bune de plantat, cei care faceți pentru dumneavoastră. Clienții au început să sune, întreabă, mai faceți răsaduri, mai găsim, nu mai găsim, ce găsim. Bogdan Chiriac, după semănarea semințelor este indicat să dăm cu ceva fungicid. Eu am scăldat alveolele în ceam 77, mai trebuie să dau cu fungicid acum. Eu nu dau cu niciun fungicid, nu spăl nici alveolele, am spus-o de mai multe ori. Nu zic că nu este necesar, dar în condițiile în care alveolele astea au stat toată vara, bineînțeles, la adăpost, nu în soare direct, să nu plouă pe ele și așa mai departe, într-o umiditate
zero, toată vara. Mă gândesc că n-ar putea să reziste fungii pe ele, în primul rând. În al doilea rând am foarte multe alveoli. Ar fi o operațiune imensă să spăl alveolele. Și n-am avut niciodată probleme din cauza asta când am spălat alveolele. Și nu folosesc fungicid pentru că folosesc turbă profesională care este sterilă din punct de vedere al fungilor. Și nu am avut probleme. La început, acum 10 ani, 7, 8, 10 ani, foloseam și eu fungicid, tot așa eram, ascultam ce mi se spunea că trebuie să fac și ușor, ușor am trecut la... Mi-am creat un drum al meu, ca să zic așa. În ultimii ani am pus foarte mult accent pe fertilizare. Mă gândesc că o mâncare sănătoasă și dată la timp ar ajuta foarte mult plantele să se dezvolte corect, să fie viguroase, să reziste bine la frig și la fungi, dacă vreți, pentru că omul sănătos se răcește mai greu. Asta e logica mea. Omul sănătos, omul mai hrănit cu ce trebuie. Adică cu o alimentație sănătoasă, completă din punct de vedere nutrițional, Bogdan, Popa Bogdan, ce lumină folosiți pentru rosaduri? Am un balcon care este pe nord și se lungesc după lumină. Mulțumesc. Eu am niște lămpi de lumină artificială, se numesc Mars Hydro TSL 2000. Chiar zilele astea, de fapt și săptămâna trecută, am zis că o să fac un material în podul casei unde sunt în funcțiune luminile. Dar n-am apucat, n-am ajuns, am foarte multă treabă. Ajung târziu de la serviciu, seara încerc să mai semăn și mai sunt multe alte lucruri de făcut. M-am apucat să modific niște instalații de irigație pentru dubecele suspendate. Deci am foarte multe operațiuni de făcut. Dar o să revin cu un videoclip și mă uit după... Popa Bogdan, poți să te uiți pe canal cum crește rosadurile în casă și este un playlist unde sunt toate videoclipurile despre lumina artificială, cu lumina artificială. Eu am un solar în pod unde și la ora actuală am peste 1000 de plante, 1600-1700 de plante. Dar o să fac o prezentare, probabil singura din acest sezon, pentru că am ales să duc alte plante acolo în afară de rosaduri. Anul trecut am crescut răsaduri, știți dumneavoastră, două, trei serii de răsaduri. Răsaduri care s-au dezvoltat, wow, a fost, cel puțin pe mine, m-au uimit felul în care s-au dezvoltat acolo. Adică 1000 de fire de vinete, 700-800 de fire de ardei, după care am urcat niște ardei iuți, o serie de vinete, deci am încercat vinetele și acolo. Am o temperatură naturală care nu scade sub 5 grade. Am dus termometrul acela mare care reține temperatura minimă și temperatura maximă. Chiar am verificat-o zilele trecute. În condițiile în care am avut temperaturi de minus 10 grade la mine în curte. Minus 9, minus 10. Minus 10 a fost așa, pentru o scurtă perioadă de timp dimineață. Și minima a fost de 5 grade acolo. Natural, fără să intervin cu nimic. Și nici nu intervin. Dar v-am zis să fac o prezentare. Bogdan Chiriac, alveolele sunt noi și am văzut ceva grupuri de producători că dau cu previcuri exact după ce seamănă semințele. Bogdan Chiriac, am discutat despre previcurul ăsta de mai multe ori. Dacă vrei tu, mai discutăm încă o dată. Și eu am folosit previcuri. Ajunsesem, am spus în urmă cu mulți ani, să cumpăr la litru, pentru că mi-a fost foarte recomandat, până mi-am distrus răsadurile cu previcuri și de atunci nu mai folosesc deloc.
când am înțeles exact cum trebuie folosit, în ce situații, am ajuns la concluzia că eu nu am nevoie de previcur și nu-l mai folosesc de atunci. Și dacă vrei să-ți fac o recomandare ca să stai tu liniștit, eu aș înlocui previcurul cu Folpan. Da? Eu știu sigur că oltenii, dacă vreți, ea de la cei mai mari legumicultori, cel mai mare bazin legumicol de la... Nu e de la Matca, nu e Matca... Îmi scap acum. Oltenii, așa le zic, prin angrouri și pe la piețe, folosesc Folpan. Și din câte știu eu și cu doză, deci doză întreagă la udarea după semănare, cum ai spus tu, și după răsărire folosesc jumătate de doză. Deci îl aplică și după răsărire. Mioara Badosu, care dintre vinete sunt mai indicate pentru afară? Aragon sau Cana? Să știți că este o decizie, este o întrebare la care trebuie să vă răspundeți singură. Vă recomand să puneți și Aragon și Cana și dumneavoastră să decideți dacă care sunt mai bune pentru dumneavoastră. Toți știm că vinetele sunt pretențioase de sol, au nevoie de hrană mare, deci sunt legume care fac fructele mari, ați văzut și la 2 kg o vânătă, și este foarte logic că au nevoie și de hrană. Deci dacă solul nu este bogat, este necunoscut. O să răspund, dar dacă... Am înțeles. Mă aștept la ceva atacuri de genul ăsta. Deci, doamna Mioara Badosu, vă recomand să folosiți și Cana și Aragon și dumneavoastră hotărâți, după care, deci după primul an, știți care merg mai bine. Bun, vinetele, vorbeam despre vinete, că sunt legume care fac fructul foarte mare, au nevoie de o lumină foarte bună, deci dacă avem 2-3 ore de umbră pe zona respectivă, nu o să se... O să fac un fruct, două și ăla mai amărât. Pentru că au nevoie de putere, deci bucătăria vinetei lucrează continuu, la capacitate maximă, ați văzut câte frunzele au. Deci trebuie ajutată cu fertilizări, gunoi de graj înainte de plantare fără discuții și ca recomandare generală, principală, eu recomand copilirea, cel puțin până la primul etaj, în condiții de spațiu neprotejat. Deci să rupem toți copilia de jos care pornesc acolo și consumă energie degeaba. După care, dacă sunt afară, putem să punem și un arac. Dacă rupem copilia și copilim până la primul etaj, o să fie nevoie și de un arac, pentru că ea o să se înalțe, o să ajungă undeva la un metru înălțime. Bine. În condițiile în care este îngrijită corect și are tot ce trebuie în sol și are nevoie de arac. Dacă face o vânătă la 70 de centimetri, o vânătă de 1 kg, vă dați seama ce ușor se destabilizează la un vânt. Și se apleacă izbiceni. Bravo, grădina lui Chif. Izbiceni. Și... Sau palisare, țăruși la 3-4 metri și trecutați așa. Cu sute, cum ar veni cu ață. Bine, dacă aveți foarte multe, eu știu, 100 de metri măcar, 100 de metri pătrați. Bună seara, Gabriela Bucicou. Gabriela Bucicou. Stanci Daniel, bună seara. Să știți, domnul Paul Tudățe, că ar fi bine, da. Eu... Am semănat astăzi, pot să vă spun dacă vreți, că sigur o să apară întrebarea de dimineață. Bine, cu încă un ajutor, nu singur, dar eu am început undeva la 5:30, am semănat 10.000 de semințe până la ora 12. Dar v-am zis, a venit un coleg de serviciu și m-a ajutat. Am semănat împreună. Bogdan Chiriac, am văzut la dumneavoastră că folosiți Simbio și Prorut, care ar fi ordinea de aplicare. Împreună, Simbio și Prorut.
Am făcut un videoclip săptămâna trecută și am arătat exact cum fac, cum dozez și cum aplic. Deci fac imersia tăvitelor alveolare. Pot să vă spun că astăzi după amiază asta am făcut. Următoarele serii de ardei care au răsărit și trebuiau scoase din răsadniță, am făcut din nou soluție și am continuat imersarea. Și dăm înainte. Adică repetăm în fiecare săptămână aceleași lucruri. Semănăm, punem la germinat, scoatem din răsadniță, imersăm. Stau foarte prost cu lumina, foarte, extrem de prost, extrem de prost. Acum după vreo aproximativ 3 săptămâni de când am răsadul în patul mare, trebuie să inversez jumătatea de, din stânga cu jumătatea din dreapta, pe toată lungimea aia. Deci iau alveolele și le inversez între ele. Înțelegeți? Pentru că alea de sus, unde au acolo, la 1,5 m este luminat patul ăla, trebuie să alea cresc, se dezvoltă bine și cele de jos stagnează. Și eu inversez, le duc pe alea de jos în partea de sus. Și reușesc să le egalizez. Cel puțin până acum am reușit să egalizez. Sunt foarte atent la udare pentru că acolo este lumina proastă și udarea trebuie făcută mult mai rar ca în partea de sus. Da, vă aviz și dumneavoastră că udarea este extrem de importantă, mai ales acum iarna și mai ales la plante de mărime mică. Și iarăși un factor foarte important care contribuie foarte mult la cadența udărilor, tipul de alveol. Vă dați seama că aici avem o linguriță de turbă care se usucă mult mai repede decât dacă ar fi un litru de turbă. Da? Ionuț Brândușan, salut, a comentat ce vine. Semănăm vinete cana. Cana e fun. Ionela Adelina, bună seara. Bună seara, domnul Inu Leathercraft. Cred că v-am sărit mai devreme, îmi cer scuze. Da, vinete cana e fun, semăn. Bună seara, domnul Iulian Oprică. Raiman, la ce înălțime recomandați bara de cultură? E destul de greu de răspuns. Acum, în funcție de înălțimea solarului, am observat că diferiți constructori pun bara de cultură cam unde vor ei, în funcție de înălțime. Acolo ei fac, de fapt, o economisire de material. Și dacă nu este la cerința cu clientului, nu este corect. Da? Eu recomand la 2,20-2,30 m de la sol. Deci eu acolo ajung eu să leg din picioare. Bine, pe vârful puțin la 2,30 m. Adică avem stâlpul de 150 de la suprafața solului, stâlpul lateral al solarului, unde pleacă arcada și eu am măsurat tot timpul de la vârful arcadei 70 de centimetri și de acolo, acolo am pus bara de cultură. Așa sunt făcute toate solarele mele. Adică mi-a convenit foarte bine să ajung eu din picioare să leg. Ducând bara de cultură mai sus, o să ne rămână un spațiu destul de mare în margine, pentru că rândul de acolo nu mai e unde să legi. Eu la solarul mare am pus o sârmă pe arcadă direct și am pus un rând și acolo, pentru că rămânea și mie prea mult spațiu. Deci eu cam așa o recomand la 2,20-2,30 și trebuie să socotiți de la suprafața solului cât are stâlpul și după care să dați o simetrie, ca să zic așa, de la vârful arcadei la fiecare. Costel Pescar, bună seara, domnul Dan, mi-a răsărit varza timpurie, Betel și Zarisima. Felicitări, domnul Costel, dar din câte am văzut eu așa pe TikTok și pe YouTube, nu prea e timpuria dumneavoastră. Adică
Varza are vreo 4-6 frunze adevărate, nu știu, l-am întrebat pe domnul Titel că cum se prezintă varza la ora asta, varza lui. Bună seara, domnul Nicolae Iudulescu, bine ați venit. Cum stați cu răsadurile, domnul Nicolae? Ați dat drumul la semănari? Am început să o fac la 2:10 și mi se pare mult prea joasă. Da? Nici eu nu sunt de acord. Acum v-am spus, dacă dumneavoastră veți puțin mai înaltă ca să puteți să legați un hibrid de roșie nedeterminat, să-l duceți și mai sus, dar deja este foarte greu de lucrat. Mai bine punem clipsuri din acelea la sârmele care legăm din care se folosesc la prăbușire și putem să mai dăm drumul la asta. Lăsați asta mai lungă și mai dăm drumul la asta și le prăbușim. O să experimentez și eu anul ăsta prăbușirea. Încerc să vedem dacă funcționează. Dacă funcționează, dacă reușim să ducem plantele la, eu știu, 10 etaje, 10, 11 etaje, de obicei la noi în august, când sunt temperaturile alea foarte mari, nu prea mai leagă pe vârfuri, apar invaziile de insecte și tot așa. Nu o să dați grijă, domnul Budanghiria, că l-am văzut destul de activ pe canal și dacă știți să vă inspirați, dar trebuie să fiți responsabil. Să fiți responsabil pentru că o greșeală poate să strice tot. Să ducă la o pierdere foarte mare. Nu, domnul Nicolae, știu că nu produceți răsaduri. Vă cunosc din materiale pe care le-am văzut, dar este păcat la cât de pasionat sunteți să nu încercați să semănați și dumneavoastră măcar acolo, la pervazul geamului, pentru experiența dumneavoastră și o să vedeți ce satisfacție aveți dacă reușiți să duceți la maturitate câteva plante și să le plantați în solar. Și vă garantez eu că anul următor să vă produceți toate răsadurile. Dacă anul ăsta reușiți 30 de fire. Și puteți să începeți cu, nu știu, măcar castraveți. Pentru că eu am văzut cât de pasionat sunteți și sunt convins că o să vă prindă. Să știți că ce fac eu ticul ăsta e ca la fumat. Înțelegeți? E un tic de care devii dependent. Devii dependent de ducerea mâinii la gură cu țigare. Bună seara, Spacebird. A, să trăiți, domnul Mircea. Păi cine putea să fie sarcastic decât dumneavoastră? Deci ați produs la perva și încă nu v-a prins să vă produceți toate răsadurile? Domnul Mircea, și pe la noi e fric, și la noi bine. Deci de acolo vine încoace, vine la noi. Știu de ce încerc. Domnul Bogdan Chiriac, am început cu 10.000 de fire, sper că nu am exagerat. Eu zic așa, acum nu trebuie să, doar îmi dau cu părerea. Dacă vindeți 5.000 și reușiți să găsiți clienți pentru celelalte 5.000 gratis, deci dacă vedeți că nu se mai vând și așa le dați gratis, vă garantez că la anul o să puteți să produceți 20.000. Mai ales dacă ați semănat semințe de calitate. Da, adică vă sfătuiesc să nu le aruncați dacă vă rămân. Fiind primul an, se poate întâmpla să rămână. Pentru că și eu am pățit-o chiar 2 ani. Și e de preferat să le dați gratis, ca să vadă oamenii calitatea și anul următor cu siguranță o să vină să cumpere. Dar nu le aruncați, nu le lăsați să moară.
N-are nimic, domnul Nicolae, că seara veniți de udați, de aranjați și ziua se descurcă singure. Dacă sunt udate, au lumină acolo și temperatură bună. Dar ca și recomandare trebuie să găsiți o variantă să reduceți temperatura de noapte. Da, să fie o diferență de măcar 5-8 grade noaptea față de zi. De obicei la pervazuri, supervazuri avem caloriferele și nu scade temperatura pe timpul nopții și de acolo apar problemele. Bună seara, Florin Cojocaru. Am mâncat adineaori o bucată de slană, da? De șuncă. Cu niște fasole verde, mâncărică așa de fasole verde. Așa am avut eu poftă. Și nu sunt slab, am 100 de kilograme. Nu prea se vede că am 1,85 m. Adică sunt înăltuț așa. Uite, două, trei vorbe și gata, am pus 400 de semințe. Încă sunt probabil urmăritori noi care se miră că cum avem răbdare să punem bob cu bob. Uite așa, bob cu bob se face 100, bob cu bob se face 1000. Nu, domnule, ce-a prefer să nu mă sunați, mai bine abțineți-vă. Am semănat și roșii, da, sunt răsărite primele serii. Și săptămâna asta am semănat roșii în fiecare seară. Exact aici, în locul ăsta, nu știu dacă se vede, nu se vede, am acolo alveole. Sunt pregătite, udate, mâine continui semănarea ardeiului a doua serie, duminică la serviciu și de duminică seara sau de luni seara încep cu seara cu ardei, cu semănat. Până termin și a doua serie și deja ne pregătim de castraveți. Ce minut, nu înțeleg. Pune și mie cadru aici. Da. Să se vadă ce fac. Nu, de aici. Aici, aici. Și ce dacă? Asta? Să se vadă alveolul aici. Eu oricum am imaginea foarte slab acolo. Să spuneți dacă se vede ce fac eu aici, dacă se văd semințele. Se văd și semințele? Da. Ce metoda de semănare cu creionul? L-am văzut și pe domnul Florentin Iordache de la ferma lui Iordache că a adoptat această metodă. A semănat și el câțiva ardei. Chiar i-am distribuit materialul pentru că mi-a plăcut de el.
cu paharul de vin acolo. A semănat vreo 6 alveole, am văzut. Destul de mulți. Bună seara, Stanculie Paulus. S-a dus, titele, s-a dus, a luat... Opa, n-a luat cheile, mă. Bă, dar din gură că n-a luat cheile, sunt cheile. Nu prea are motorină și nu i-am băgat. N-am dat nici bănuți. Da, Iulian Oprică, semăn în 200. Ca să am plaja de timp mai mare până la repicare. Nu vreau să fiu forțat de vinete. M-am spus că trebuie să găsesc o soluție să nu mai am pierderi, pentru că am în fiecare an pierderi mari la vinete. Silviu Constantin, ce diametru au ghivecele suspendate cu mușcate? Ghivecele suspendate cu mușcate la mine în curte au diametru de 23 de centimetri. Toate. Mai am câteva ghivece de 25 de centimetri pe care le folosesc la tiroleze, dar pun 4-5 fire în fiecare ghiveci. Nu sunt de acord cu ghivecele alea de 19, de 21, mi se par foarte mici pentru o mușcată caliopă. Se dezvoltă destul de mult. Noi ca producători ne facem fertilizări, dar omul ia acasă, nu mai o fertilizează, planta e mare, se dezvoltă mai repede în 21 și 19 pentru că își ocupă volumul radicular, umple ghiveciul de rădăcină, după care începe și crește, da? Și ia clientul acasă, nu mai fertilizează și începe să involueze. Așa în 23 mi se pare mai echilibrat. Raiul Verde, bună seara, Doamne ajută! Eu nu văd că ați mă certat cu mata mea. Bine, domnul Mircea. Să-ți mâna, doamna Nișara Livadaru, vă mulțumesc. Da, cu par de vin, cu slăninuță, cu cutitul ăla șmecher. Bună seara, doamna Nicoleta. Domnul Mircea, sunteți campion la mine pe canal. Cred că dumneavoastră ați participat încă de la primul live continuu până ziua de astăzi. Din cauza asta vă accept glumele. Vinetele astea de vinete sunt așa de ușor de semănat. Sunt toate identice, nu sunt lipite între ele. E o sămânță micuță care se agață imediat de guma creionului, la ardei mai am și o probleme, se mai scapă sămânța până la celulă. Mai ales dacă e alveola mai un pic mai uscată, să zic, cum ar fi alveolele astea pe care le-am adus aseară aici. De mâine încolo începe să se usuce, deci nu mai are umiditatea mare și guma creionului se nu mai așa bine hidratată, udată, nu știu, nu reușește să țină fiecare sămânță. Plus că mai sunt unele semințe mai mari, așa mai diferite. Anul ăsta la gras, de exemplu, am văzut diferențe mari între mărimea semințelor. Cornel Cotoia, să trăiți, domnul Cornel, multă stimă. Azi am semănat și eu ceva bine de Alexandru. Am folosit pentru semănat o bucată de geam, trăgând fiecare semânță cu degetul. Da, știu varianta, n-am încercat-o, am zis că o să încerc și eu. Trebuie să presezi alveola înainte, adică mai sunt câteva lucruri de care mie poate să îmi displacă. Dar vă invit la un concurs, să facem așa o cronometrare, să vedem care câștigă.
Să vedem dacă dumneavoastră cu geamul reușiți să semănați o alveolă mai repede ca mine. Dar o să încerc și o variantă. Să trăiți, domnul Naiden Florin. Bună seara, grădina Magdalenei. Am și cont de TikTok, domnul Mircea. Grădina lui Dan pe TikTok. Suntem și pe acolo. Am pus câteva materiale, nu postez. A făcut băiatul meu care tocmai a plecat la fete, sper. Câteva shorturi de alea îmi se pune acolo. Dar nu... Pentru mine nu e de interes TikTok-ul, pentru că acolo, eu am spus-o de multe ori, oamenii de calitate în grădinărit, oameni care caută informații, oameni care vor să învețe, sunt aici pe YouTube. Am văzut că sunt foarte multe postări legate de grădină pe TikTok. Am văzut că au început oamenii să răspundă la întrebări, pentru că și acolo sunt întrebări tehnice și am văzut că au început să răspundă. Asta e un lucru foarte bun, dar încă sunt la părerea că TikTok s-a transformat într-o platformă de vânzări și de divertisment. Cine caută informații, caută aici. Eu nu postez pe YouTube nici pentru vizualizări, pentru că nu este un domeniu în care să faci bani din YouTube. Și nici pentru, nu știu, alte beneficii. Doar că vreau să arăt din experiența mea și rămân și eu undeva. Adică pot să vă spun cu certitudine că eu după 4 ani de zile de YouTube am trac de cameră maxim. Dar am făcut un material, am început un material pe care încă nu l-am terminat. Urmează să-l termin mâine și mă uitam ce am filmat prima dată. M-am uitat asta, să-mi aduc aminte ce am zis. Și nu-mi vine să cred că pot să mă încurc în felul ăla, că pot să... Asta este. Merg și înainte cât mai pot, după care o să las pe cei mai tineri să continue. Așa e frumos să faci în viață, tot timpul tineretul trebuie stimulat și... învățat, după care lăsat să muncească. Am câteva canale de YouTube care sunt formate cu ajutorul meu sau inspirându-se de la mine și sper să continue această muncă. Doamna Magdalena, eu sunt convins că cu dumneavoastră n-am nicio șansă. V-am văzut așa subțirică, iute. Pe dumneavoastră vă pun la un concurs cu nevastă mea. Și facem și un pariu pe bani. Sau nu știu, pe răsadul. Facem pariu pe 10.000 de fire de roșii. Cum stați dumneavoastră cu răsadurile, doamna Magdalena? Ați semănat? Ați semănat primele serii? E frig la dumneavoastră în zonă? Spuneți-ne câte ceva. Ce temperaturi ați avut pe acolo? Ce vine te semănați dumneavoastră pentru răsaduri? Că am văzut că semănați numai semințe profesionale. Să ne spuneți noi ce vine te semănați. Claudiu Samuilă, bună seara domnule, putem spune ce tratament prim să fac acum când plantez semințele cu folpa? Mulțumesc frumos și spun toate. Domnul Claudiu, eu v-am spus că știu că în zona Izbicen, la Olteni, ei fac, era o discuție despre previcuri. După semănare imediat, udă, deci ăla înseamnă tratament după semănare, udarea alveolei cu soluție de previcuri, dar eu recomand Folpan. Și după răsărire, tot cu soluție de Folpan, dar cu doza înjumătățită. Din câte mi-aduc aminte, să folosești 15 grame la 10 litri la Folpan, deci la primul tratament
15 grame la 10 litri, după care 7, 8 grame la 10 litri. Asta înseamnă o doză redusă la jumătate. Dar dacă folosiți turbo, nu știu, reușiți să aerisiți bine, nu considerați că aveți probleme de umiditate mare, prea mare, nu văd de ce să folosiți un fungicid încă de la semănat și răsărire. Capcanele lipicioase, uite că nu mai le-am aici, le-am dus în solar, am început să le montez. De fapt, astăzi am montat până aproape de capătul patului. Sunt foarte importante pentru că poate să apară musculița aia bețivă, musculița aia de turbă și aia este periculoasă, periculoasă, se mulțește foarte tare și nici nu prea avem cum să scăpăm de ea pentru că ea își depune ouăle în vegetații. Și trebuie să prindem maturii, da, cu capcanele lipicioase prindem maturii, adică alea care zbor, să nu mai poată să se mulțească. O să avem o invazie dacă nu luăm măsuri împotriva acestei musculițe. Domnul Stănculie Paul, vă spune același, controlați umiditatea și nu e nevoie de tratament. Deci umiditatea și, să știți că umiditatea o controlăm și prin udarea foarte responsabilă, da? E foarte important să udăm când trebuie și selectiv, adică exact unde este nevoie. Nu trebuie să, dacă am 50 de alveole și am văzut uscat într-un loc, gata, ud peste tot. Nu, udăm de acolo, cât acolo unde este uscat. Variclau. Nu prea sunt pus pe lucru, stau mai mult de vorbă acum, dar tot am semănat 3 alveole, 600 de boabe. Domnul Cornel Cotea, să știi că vin, am cunoscut deja la Crâșova, la boile termale, două doamne cu care am discutat mult despre tine și pasiunea pentru... Da. Domnul Cornel, știu, este vorba de vecina mea care a fost în primăvară la mine, m-a ajutat aici la vânzare. Să știți că ați vorbit dumneavoastră cu dânsa de busuioc grecesc. Eu am ținut două ghivece și cred că le-a și luat sau nu le-a luat, nu mai știu. Dar am avut două ghivece cu busuioc grecesc până târziu, special pentru dumneavoastră. A venit să facem un grătar, să bem un șpriț, o țuică, nu un șpriț, nu facem treabă. Da, pot să vă prind pe aici, pe la câteva solare, să stăm de vorbă. Dar dumneavoastră sunteți, știți de toate, am văzut eu. Volcan Bolat, bună seara, vă mulțumesc. Dar nu, profesionist nu sunt, gospodar sunt, harnic sunt, dar să știți că am și foarte multe defecte, nu sunt perfect. Sunt multe defecte. Dar știți cum e vorba aia, dacă numărul calităților sunt mai multe decât numărul defectelor? Sau numărul este mai mare, m-am exprimat greșit? Atunci suntem pe drumul cel bun, nu? Grădina Magdalena, deocamdată am semănat doar țelina și cimbru. Începem de săptămâna viitoare. Păi înseamnă că se plantează mai târziu la dumneavoastră? La mine în zonă, cam pe 20 martie, începe plantarea. Am pus băiatul meu telefonul. Chitele, ai pregătit bilele? Pe care le ai la îndemână? Pe alea albe sau pe alea negre? Raiul Verde, vă aduceți aminte săptămâna trecută ce spunea domnul Edu de o metodă de semănat cu aspirator? Am găsit ceva clipuri pe YouTube cu această metodă, dar este mult mai eficient decât aceasta. Eu sunt convins, pentru că semănăm
o alveolă dintr-o apăsătură, nu știu, de buton sau oprim aspiratorul și cad semințele aici. Dar nu semăn atât de multe semințe încât să merite să investesc într-o mașină de semănat. Nu, eu rămân la lucrător manual. La postura de lucrător manual îmi face plăcere să semăn așa. Am văzut și eu pe TikTok ceva pe la, cred că erau bulgari. Dar trebuie să modificate după alveolă, după numărul de celule, aceea cu furtunele multe așa care coborau semințele de sus, dar trebuie să adaptate pentru tipurile de alveole pe care le folosim noi. Eu folosesc și 288 și 200 și 104. Am văzut cum pun roșiile, câte 4 semințe în celulă. Nu m-ar ajuta la toate variantele și nu... Nu semăn multe semințe odată pentru că n-am spațiu de germinare. Seriile mi le așez după un program nu foarte bine stabilit, pentru că acum lucrez după ureche, nu mai consult caietul. În primii ani am avut un caiet, de fapt l-am și acum și îmi scriam în fiecare zi ce fac, cât am semănat, ce am semănat. Vreo 2 ani de zile am funcționat cu caietul ăla, după care am renunțat la el. În al treilea an deja știam tot, eram profesor. Glumesc, dar nu... Aveam liniile mari bine trasate și nu mai m-am ghidat după caiet și am fost bine. Deci am mers bine în anul ăla și de atunci am rămas așa. Și eu vreau să mâncăm din România, doamna Stella Gheorghe. Deci asta se mâna și Aragon. Care este logica, de ce aveți clienți care vor Aragon și clienți care vor Cana sau, nu știu, dumneavoastră care vi se par mai bune, pentru că a mai fost odată întrebarea asta, chiar în această seară. În spațiu neprotejat, deci în grădină. Am avut și noi temperaturi foarte scăzute la minus 10, dar la noi până în luna martie nu ne influențează temperaturile scăzute. Peste tot. E cam la fel, că nici eu până... Nici pe mine până în martie nu mă influențează. Din martie încep să mă extind și atunci e problemă. Dar sunt pregătit și pentru luna martie, dacă apar de temperaturi negative, mici, foarte mici, am acolo... butelii, arzătoare, le aprind pe toate. Anul trecut, pe 28 martie și 29 martie, când au fost minus 3 și minus 6 grade, am stat cu 17 focuri aprinse. Claudiu Samuel, ce culoare de capcane? Eu am pus și galbene, și portocalii, și albastre, dar musculițele astea de turbă se duc la galben și după care și la portocaliu, deci în ordine asta. Cele mai multe la galben, dar și la portocaliu. La albastru nu se duc. Dar trebuie să punem și albastru pentru că pasă pentru monitorizare cel puțin, să nu avem trips. Dar albastre sunt pentru trips. Și ne uităm pe acolo, dacă avem semne de trips, îi dăm bice la stropire cu insecticid. Bună seara, domnul Costi Cătănase. Holhos Valentin, bună seara, mulțumesc. Bună seara, Adi. La noi sunt foarte puține solare și afară se plantează doar la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Da, și la mine tot așa. Dar eu am ceva clienți cu solarii și din cauza asta fac
o serie de roșii mai timpurie. Sunt curios, Paul, ați încercat să împărtășiți cachii, cred că am 200 de sece. 200 de plante de sece, să înțeleg că sece este un soi de cachi. Paul, Raiul Verde, la Moldova, ninge Campove. Și la noi urmează să ningă, domn, Raiul Verde. E anunțată zăpadă noaptea asta, de exemplu, acum plouă. Aici la mine, pe terasă am 10 grade, dar văd că n-am deschis ușa, încă n-am deschis-o, dar e o temperatură pozitivă afară, cred că sunt 5 grade și nu e frig. Dar de duminică, temperaturi negative și ziua. N-ar fi o problemă dacă este soarele, dar dacă este înnorat, e mare problemă. Gădina Magdalena, cana am pus de probă pentru cultura noastră anul trecut. De anul acesta dăm de probă cana și unor clienți care știm că au grijă de ele așa cum trebuie. Ca și producție pare că e mai bună cana. Eșecuri, am înțeles. Da, încă o confirmare că cana a început să bată Aragonul. Dar nu e bătută în cuie, v-am zis, trebuie să testăm. De exemplu, un lucru foarte important l-am aflat de la domnul Mitel. Dacă vă aduceți aminte, domnul Mitel, cultivator de vinete de din tată în fiu. Hectare de vinete, nu 100 de fire. Și spunea că el vinetele le mută în fiecare an. Deci face schimb de teren cu oamenii din sat de acolo care fac, pun grâu și porumb, deci pun cultură mare. Și se schimbă locul. Pe când la cana, mi-a zis că merge 2 ani la rând în același loc. Bine, vorbim de hectare de vinete. Asta înseamnă că are o toleranță mai mare la fuzarioz. La cachi, sunt cu lui Paul, la cachi cred că eu cred că trebuie să altoiți. Deci trebuie să găsim portaltoi, să avem portaltoi, să semănăm portaltoi sau să înrădăcinăm portaltoi, după care să altoim pe el cachi. Eu am un sat aici pe domnul Costinel, are un canal de YouTube, l-am prezentat eu într-un material, palmier de România, și avea 2 cachi, parcă. Doamne, știu că am zis în videoclip, mi-a rămas gândul la cachi. Când am văzut cachi, chiar în videoclip am spus, plec jocul unul acasă, și când am plecat am uitat de cachi, era foarte frig, bătea un vânt rece și m-am grăbit să plec. Și a rămas gândul la cachel. Chiar o să încerc să vedem, să mă interesez ce altoi trebuie, de ce port altoi, pardon, și altoi o să iau de acolo, de la dânsul. Dar cred că e deja documentat, o să-mi spună dânsul. Să trăiți, domnul Lucian, toată stima. Să știți că și eu sunt cu ochii pe dumneavoastră, am văzut că sunteți cam supărat în ultima perioadă, dar sunt convins că o să treceți cu bine. Bine, eu văd postările și pe Facebook, să știți. Îmi place maxim de purcie acolo. Sunt chiar drăguți. Ați dat drumul la răsaduri. Cădina lui Kim, încerc și eu cana anul acesta. Foarte bine. Din păcate, probleme mari cu filia vasculară. Ce opinie aveți în combaterea acestei boli, în special la vinete? Asta este părerea mea.
într-o filieră vasculară. Nu știu dacă se vede. Se vede, da. Micorize, Triptolemus. Deci asta este părerea mea la o filieră vasculară. La plantare, udare cu 200-500 de mililitri de soluție și revenim în fiecare lună cu doză de întreținere. Deci odată pe lună doză de întreținere, adică jumătate din doza recomandată. Eu am aici varianta concentrată, 20 de grame la 10 litri și doza de întreținere înseamnă 10 grame la 10 litri. Deci un kilogram ne ajunge un sezon la o grădină măricică. Eu am confirmări clare de la acest produs, pentru că folosesc de vreo 3 ani și am avut clienți care au venit cu fuzarioză, o filie vasculară, le-am dat Triptolemus și s-a stopat imediat. Nicu Luca a întrebat ce părere aveți despre capii Armageddon. Capii Armageddon, am auzit de Armageddon acum câțiva ani de zile când mergeam în Angro. Și vorbeau de bine fermierii care îl cultivau. Vorbesc de izbicene, deci acolo jumătate din Angro, Rahova, din București, este ocupat de izbicene, de volteni. Portatui Persimon. Da, nu prea mă pricep. Când am timp o să mă documentez, domnul Stănculie. Deci, domnul Nicu Luca, Armageddon este un hibrid bun, din câte am auzit. Nu l-am semănat niciodată, dar dacă seamănă profesioniștii care n-au cum să greșească. La ei o greșeală înseamnă foamete un an de zile. 3 metri înălțime, mă gândeam că are vă lua mai repede prin butășire. Păi da, dar nu cred că are rezistență bună dacă butășim. Vă mulțumesc, Raiul Verde, vă așteptăm în continuare la materialele următoare. Oregano, doamna semințe, plante au preparatul Foris Mico, consultați eu cu ceva dacă cu ajutorul lui puteți scăpa de insectele din turbă și din solar. Foris Mico. Vă salut, domnul Claudiu. Da, domnul Oleg, o să întreg. Foris Mico. Ia să-mi scriu eu că chat-ul ăsta dispare, am văzut. Scriu pe ceva aici, să nu uit. Tocmai hârtie nu am. O fi și organic, domnul Oleg. O să întreb pe inginerii de acolo să vedem ce îmi spun despre produsul ăsta. Floris sau Flortis, că eu știu că vând produse Flortis. Oricum îi dau de urmă.
Floris. Da, domnul Oleg, știu că vând foarte multe produse de la Flortis. Flortis este, nu Floris. Și o să întreb. Să văd ce, despre ce este vorba. Profesioniștii de prin zona Grădiștea Câmpurelu udă pentru larva de musculiță cu Actelis. Flortis, mică. Flortis mico apare în aprovizionare pe site la Semințe Plante. Să trăiesc, domnul Tot Ferec. O să întreb și o să revin cu informații, vedem dacă putem să-l folosim. Și nu știu ce la Actelic. Domnul Stămculie. Este un insecticid sau o soluție chimică care omoară tot din substrat? Să știți că eu am câteva musculițe lipite pe capcanele picioase pe care le-am montat prima dată când am început să cobor răsaduri. Am văzut câteva. Dar doar pe capcane, nu, încă nu le văd active pe acolo. Dar probabil că urmează. Am avut și anul trecut problema asta și am controlat-o doar cu capcane. Insecticid. Actelic. Dar nu știu, nu am auzit de Actelic. Insecticid care se folosește la depozitarea cerealului, deci e un insecticid puternic. Am înțeles. Despre ce vorbim? Nu ne ducem în zona aia. Holhos Valentin, ce părere aveți de permacultură și metodele ei? Da, eu sunt adeptul unui grădinărit intensiv cu productivitate mare și foarte mare pe o suprafață cât mai mică, pentru că cel puțin în zona mea grădinile sunt mici, foarte mici sau deloc. Permacultura se poate aplica gospodării care au, nu știu, 3.000, 5.000, 4.000, 10.000 de metri pătrați și ca totul să funcționeze bine, trebuie să fie cercul complet, să existe animale, să existe copaci, să existe, nu știu, habitat natural pentru insecte, păsări și așa mai departe. Deci nu m-am dus în această zonă, nu m-am documentat foarte bine, este doar o părere despre permacultură pe care mi-am format-o din auzite. Dar eu rămân la culturi intensive în care să producem legume pentru consum în stare proaspătă și conservare. Dar trebuie să învățăm să conservăm. Știți vorba aia, gunoiul de vara este aur iarna. Claudiu Cuzla, domnul Dan, știți ceva de roșiile Zardorella? Se zice că sunt ceva cum e cristal. Da, domnul Stămculie, Paul, mi-am dat seama. Zardorella. Vă spun ce știu eu despre Zardorella. Am înțeles că încă sunt mulți cultivatori care o seamănă, o preferă.
Gladiolela este adusă în România de lanțul binecunoscut de magazine Mega Image. Care ce face acest Mega Image? Ca să... Ați văzut că acum sunt pe la televizor, peste tot, susținem producătorii români, punem, nu știu, legume românești pe rafturi, rozincele astea de marketing. Și eu vă spun o poveste foarte adevărată despre cum am aflat eu de Zadurela și de ce s-a început să cultive Zadurela în România. Eram în Angrou, v-am spus că acum câțiva ani de zile mergeam în Angrou de legume, fructe din Rahova, București. Puchenii de București, dacă vreți. Și stăteam și ziua și noaptea. Stăteam eu noaptea la vânzare, ziua stătea băiatul meu. Bineînțeles, în vacanța lui de vară. Mergeam vara. Cu plante la ghivești, plante aromatice, ce aveam eu pe aici? Câteva flori, ardei iute în principal. Și... au venit într-o seară lângă mine doi băieți tineri, 31 pic de ani, cu o dubă pătrată, dacă știți. Deci dubă din aceea mare, pătrată, plină cu roșii, în ambalajele alea de Mega Image, pentru că Mega Image obligă producătorii să pună roșiile în ambalajele lor, pe care le cumpără tot de la ei, pe care le aduc din Franța. Și așa am aflat și eu că Mega Image colaborează cu producători, cu fermieri, dacă seamănă Zadurela. Deci ia roșii de la români dacă seamănă Zadurela. Ia roșii de la români dacă fertilizează Zadurela cu produsele pe care le dau tot ei și le aduc din Franța. Ia roșii de la români dacă stropește cu insecticidele și fungicidele pe care le aduc tot ei. Și credeți-mă că mi-a spus băieții aia că vin comisii în control, cel puțin așa erau acum 4-5 ani când am auzit eu povestea asta. Deci vin comisii în control de la Mega Image și au analize din cultură și dacă nu s-au respectat fertilizările, stropirile, vă dați seama că fac analize de laborator, refuză producție. Deci refuză legumele. Și băieții care au ajuns cu roșiile în Angro, aveau vreo 4 tone de roșii, au fost refuzați. Deci la rampă s-au dus să descarce cetecistul de acolo, care se pare că era un inginer, nu știu, laborant ce era, au găsit pe câteva fructe, niște înțepături. Și l-a refuzat toată marfa, a spus că nu o primește. Acum ce era să facă oamenii cu roșiile alea, le aruncau? Au venit în Angro, au cumpărat baxuri de banane, pentru că nimeni nu cumpăra în ambalajele de Mega Image. Și chiar mutau din ambalajele mici în baxurile de banane, în interiorul dubei, ca să nu se vadă că sunt Zadurela, că sunt... roșii refuzate de Mega Image, și au reușit să le vândă, dar au stat 48 de ore acolo. Da? Dar în schimb am înțeles că sunt gustoase. Eu am gustat în seara de la băieția roșie, mie unul nu mi-a... încă nu mi-a plăcut, a fost wow, era... oricum eu nu prea am un gust foarte fin așa să pot să fiu luat în calcul. Dar de atunci eu am urât Zadurela, pentru că nu e normal să vii tu ca magazin, ca hipermarket, supermarket ce ești, și să te impui în fața fermierilor români să cultive ce vrei tu. Nu mi se pare normal. Insecticid bio. Da, domnule Oleg, v-am zis să-ți cer informații și discutăm despre el. Chiutrin, mamă, păi chiutrinul se folosește în
spațiul liber în... de insecțiile alimentare, blocurile alimentare, alea puternice. Tutunul este foarte toxic. Mamă, unde s-a ajuns la Q-Trim? Nu se poate așa ceva. Și vă spun și de unde știu de Q-Trim, că probabil vă întrebați. Eu lucrez la o brutărie, v-am spus, și vara... este o firmă care vine și face dezinsecție pe acolo și toate împrejurimile fabricii le stropește cu Q-Trim, da, cu un atomizor de ăla, și 3 zile nu e picior de muscă pe acolo. Da, domnul Stănculie Paul, eu sunt de părere că trebuie să evoluăm, să evoluăm, da, să mergem în trend cu... cum toți folosim Mercedes, să avem mașini străine, mașini mai bune, mai evoluate. Am avansat, nu mai avem Dacia 1300, trebuie să găsim și, nu știu, Skodele și Mercedesurile de la legume. Opa, se pare că am terminat un click. Da. Deci am pus 1000 de semințe. Am mai fost o semințe aici. Q-Trim-ul ăla mi se pare că nici nu este la liber, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Să nu fie la liber, să fie insecticid de gradul 3, care să nu, la care să nu aibă acces oricine, să fie folosit doar de persoane autorizate. Producătorul Sadur Coreș, mai ești pe live? Dacă mai scrie și nouă, dacă ai semănat, dacă ai plante răsărite, în ce fază ești, Sadur? Domnul Naiden, vine-te cana. Cana e bună. A, câte vine-te, da, n-am văzut bine. N-am vorbit despre numărul răsadurilor deocamdată, sau cel puțin numărul semințelor pe care le semăn. Din nou o creștere, ca să vă spun, puțin din casă, cu o creștere de 20% iar. Deci de 3 ani de zile la vinete am crescut cu 20%, dar spun din nou, am spus și mai devreme, eu la vinete am o pierdere de 20% până la vânzare. Pierderea o am după repicare. Astea au germinație de cel puțin 95-98%. Și merg foarte bine până la repicare, adică până când pot să le asigur eu o temperatură bună.
Dar anul ăsta trebuie să fac, mi-am propus să fac o schimbare și să încerc să le asigur o temperatură bună și după repicare, să elimin pierderile. Acum semăm prima serie și o să semăm peste 2-3 săptămâni și a doua serie. Ia uite, a început să plouă și mai tare la noi. Aici am pus 3. Am fost darnic cu celula aia. Vă mulțumesc, Liviu Adi 23. Ritter Cristian. Bună seara, domnul Ritter. Ați întârziat în seara asta. Biomar, bună seara domnul Dan, la recomandarea dumneavoastră o să merg și eu anul acesta pe Canae Funu. Trebuie să încercați, nu trebuie să faceți toată cultura de Canae Funu, să vedeți dacă vi se potrivește. Nu vreau să influențez. Dar și în seara asta am avut încă o confirmare că aceste vinete s-ar comporta mai bine ca și Aragon. Iolel Iovan, de 3 am plantat vinete Aragon, foarte mulțumit, am să încerc în acesta și Cana și Mirval. Da, Mirvalul a fost la putere și încă este la putere Mirval și eu am semănat câțiva ani de zile Mirval. Dar numai așa puteți să faceți comparație, dacă le aveți pe toate 3 în grădină. O să vedeți exact despre ce e vorba. Mai avem și niște vinete albe, am uitat să iau și picoacela, o să semăn câteva vinete albe pentru că am avut în ultimii 3 ani și cu siguranță o să apară clienți care o să le ceară. Vedem alui Tim, ardei în ce alveole repicați. Le repic în alveole de 70 de celule, dar acelea cu celula mare, care au volumul celulei mai mare decât volumul celulei de 45. Am repicat câțiva ani de zile în 70 mic, 70 la normal. Și când am întâlnit alveolele alea mari, practic le-am întâlnit. Și din greșeală le-am întâlnit, am făcut o comandă la Semințe Plante. Și nu știu dacă din greșeală sau doar alea au avut pe stoc, mi-au adus din acelea mari, mi-au trimis mari. Și am zis, wow, ăsta e viitorul. Și pe alea, la alea am rămas. Și am început să folosesc alveolaia și la butășiri. Vara are adâncimea mai mare și mă ajută mult la păstrarea umidității, la înrădăcinare, de multe ori poți să bagi 2 noduri în substrat. Nadia Florin, când credeți că începe repicatul? La mine o să înceapă, deci suntem în 20 ianuarie acum. Undeva pe 10 februarie
Ar trebui să încep să repic și ardei și roșii. Eu am probleme mari de spațiu acum. Săptămâna asta trebuia să plec cu niște plante de acasă să le duc într-un alt solar, în sat. Și m-am abținut, am mai stat o săptămână pe loc pentru că s-au anunțat temperaturile astea mici, foarte mici. Acolo nu o să încălzesc, doar în veles. Bine, că duc plante care sunt mai rezistente la frig. Garofiță și rozmarin. Și câțiva trandafiri, cred că o să duc. Acolo am dezavantaj că nu am sursă de căldură și avantaj că am o lumină bună. Da? Deci mai bună ca la mine. Și eu zic că se compensează. Domnul Rite, câte 50 de zile până la plantare la vinete? A, nu, domnul Rite, la vinete 80 de zile lejer. Cel puțin la mine așa funcționează. Să cure pau. Și eu am trecut pe cana fără test în prealabil, atât pentru mine cât și pentru clienți. Și care a fost rezultatul? În ultimul argonul a dat kicks în Giurgiu. Păi, cred că apare problema aia cu fuzarioza, o filie vasculară pe care o are aragonul, mai ales dacă se plantează în același loc. Vă mulțumesc, doamna Anișoara, și vă aștept pe la mine în primăvară. Vreau să vă fac cadou câteva flori. Anca Stroie, cum sterilizați arborele folosite și anul trecut? Mulțumesc. Da, și la ardei la fel. Doamna Ancastroie, eu am spus și mai devreme, nu sterilizez alveolele rămase de anul trecut. Mai ales astea de semănat care îmi rămân în întregime, arunc doar ce se deteriorează. La celelalte de repicat pierd foarte multe pentru că dau brăsadul cu totul. Unii clienți le aduc înapoi, alții nu le mai aduc, dar am reușit să cresc și eu prețul la răsaduri și nu mai insist să mi se aducă alveolele înapoi. Și nu le sterilizez cu nimic. Le depozitez foarte bine pe timpul verii, într-o magazin unde umiditate zero, protejată de soare. Acum le-am luat, le desfac și le umplu. Folosesc turbă sterilă și nu am avut probleme nicio an. Uite, Cristian, o să-mi calculez semănatul. Domnul Liter, la mine funcționează așa. Acum nu știu unde crește dumneavoastră răsadul, pentru că dacă vă crește răsadul pentru o grădină, pentru grădina proprie, nu știu, 300-400 de fire și îl creșteți în casă, situația se schimbă un pic. La roșii mergem un 45-50 de zile și la ardei un 50-60 de zile. Deci dacă aveți temperaturi bune, puteți să le asigurați temperaturi bune de, eu știu, 15 grade noaptea, 25 de grade ziua și o lumină bună, atunci scade puțin. Deci eu vă spun ce se întâmplă la mine. De exemplu, acum ardeiul meu, am oprit și aeroterma. Stați că iau stația să vă arăt, ca să nu vorbim în gol. Intră încălțat. Hai că intru. Deci ardeiul și roșiile sunt aici, 12,2-89% umiditate. Aici este temperatura din solarul mare și aici temperatura de afară. Vedeți, aici am 91% umiditate. Și aici temperatura de afară, 85% afară și 2,8 grade.
Nu țin stație aici pentru că mă depărtez prea mult de senzor și nu vreau să se deconecteze. Nicul, ca să vă semnăm în anul acesta și vă țin la curent cu evoluția acestui hibrid Armageddon. Foarte bine, facem schimb de informații și aflăm din timp despre calitățile plantelor. Este foarte bine să ne țineți la curent și să vorbim între noi, să aflăm unul de la altul ce este mai bun, ce se potrivește mai bine, ce este mai gustos, ce este mai productiv, ce mă interesează pe mine cel mai mult. Am spus tot timpul, eu vreau mult, vreau să facă multe. După aia văd eu dacă sunt bune. Dacă sunt crescute în pământ, fertilizate cu organic, eu zic că ajungem la un echilibru. Dar să aibă toleranțe mari, să nu mai zic rezistențe, și să fie productive. Uite, Cristian Solarne, încălzire voi pune și răsare voi face afară la dumneavoastră cu pat încălzit cu fir electric. Atunci puteți să vă ghidați după 80 de zile vinete și ardei și 60-70 de zile la roșii, în condițiile în care după repicare o să stăm într-o temperatură mai mică. Stația, da, vă recomand o stație mai scumpă, să zic așa. Asta nu știu, am dat în jur de 200 de lei pe ea. Bine, acum vreo 3 ani, este al treilea an. Am două stații, dar am făcut greșeala să le cumpăr identice, pentru că vreau eu să văd temperaturile de peste pod. Aveam un senzor și în podul casei și peste tot, în toate paturile. Deci aveam 6 senzori. Dar se împrumutau senzorii de la o stație la alta. Pentru că erau stațiile identice. Și am renunțat la una, folosesc doar una și acum e în regulă. Și ele sunt recomandate la vreo 30 de metri grădina lui Tim, dar nu cred că funcționează la 30 de metri, mai ales în condiții de pereți ai casei. Deci la mine stă în bucătărie și deci este peretele casei, un singur perete al casei. Distanța până la solar, până la senzor, este de aproximativ 10 metri. Și funcționează foarte bine, dar cu baterii Duracell. Deci am încercat cu Varta, au mers două zile. Duracell ține până în martie, din decembrie, de când le-am pornit, până în martie. Dacă mai moare cât un senzor așa, îl aduc în casă, încălzesc bateriile, îl țin o zi și o noapte în casă și după aia iarăși își revin și merge din nou 3-4 săptămâni. Uite, asta a fost o celulă. Răzvan Hațegam, bună seara dumneavoastră, vreau să fac în jur de 600 fire de gogoșar traie în furul pentru mine. Este ok dacă semăn în alveole de 200? Oh, este perfect! Este perfect, domnul Răzvan. În ce dată plantați? De fapt, gogoșarul după 1 mai. Ar trebui să semănați acum, întâi 10 februarie, ar trebui să semănați. N-ai de frumos. După vinete, ce urmează să semănați? Deci eu am început a doua serie de ardei, am început-o astăzi. Am semănat dimineață și acum, mâine dimineață, o să termin prima serie de roșii și continui cu ardei, pentru că n-am terminat. Termin a doua serie de ardei și o să dau drumul la roșiile pentru afară, pentru grădină, da?
15 februarie, 15 martie, 15 aprilie. Deci 60 de zile. Deci undeva pe 10 februarie încep să semăn grosul la roșii. 20 februarie semăn prima serie de castraveți, după care seriile de castraveți le mențin săptămânal, da, semăn în fiecare sfârșit de săptămână un anumit număr de semințe de castraveți să vină în trepte. Vinete albe de care semănați. Dar la Anișoara, eu n-am mai cumpărat semințe de vinete albe și am un plic rămas de anul trecut de Miro. Miro? Sau am luat anul ăsta, nici nu mai știu. Dar nu mai mi-aduc aminte. Cert este că am un plic de Miro pe care îl semăn pentru clienții care o să-mi ceară. Dar nu mai vreau să insist eu cu vinetele albe pentru că le-am vândut cam forțat așa. Multe le-am dat cadou, cu un fir două la fiecare să vadă despre ce e vorba și de obicei când fac așa, în anul următor vin și cer. Și să am acolo ceva. Ca la soiuri, da, domnul Cristian. Deci dacă vă luați două stații să fie producători diferiți, mă gândesc că emit pe alte unde și nu se mai amestecă. Dar eu aveam o bună idee despre temperaturile din zonele respective și îmi dădeam seama imediat că s-au împrumutat. Și luam din nou în casă pe aia să-i împerechez din nou cu stațiile și am renunțat la una. Poate la anul o să-mi iau și o stație meteo mai performantă, să vedem și viteza vântului și eu știu ce informații de mai dă stațiile, o stație meteo performantă. Nu trebuie să mulțumim, eu vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ați pierdut foarte mult timp cu mine și pentru mine. Eu din alghim, ce castraveți semănați? Eu semăn bard. Am rămas la bard. Știu că toată lumea preferă codul, dar am zis că sunt cel puțin la fel de bun ca și codul. Semăn de 2 ani de zile. N-am avut reclamații de la clienți. Tot așa au fost lăudați. Bine, acum eu nu m-am pus să spun la toți clienții, vezi că am schimbat castraveți. Sunt unii care mai cer așa informații și sunt mai mult de vorbă, lor le spun. Sau am 2-3 care zice, băi, castraveți să fie ca anul trecut. E, păi, aia e mințit. E, da, domnule, păi eu schimb, eu castraveți, dacă sunt bun, nu-i mai schimb. Și am pus tot bad, pentru că mai n-am avut reclamații, au fost foarte buni. Au fost absolut. Nu, domnule, te nu... Deja e în funcție în altă parte. Domnul Naide, asta este o întrebare capcană. În cap toate seriile, în răsadnița folosit. Păi dacă răsadnița are 6 metri pătrați, 6-7 metri pătrați, cum să încapă? Acum mă lupt cu niște aromatice pe care le-am semănat săptămâna trecută, au început să răsară. Ardeiul îl bag în casă. Îl mai las și pe terasă pe aici, pentru că în casă deja am dus două războaie și câteva lupte. Cu cel mic, după aia cu măsa și tot așa. Dar nu vă recomand, eu de exemplu aici pe terasă am 10 grade, jos acolo pe betonul ăla, probabil și mai puțin. Sunt niște lucruri și pierderi pe care mi le asum. Încă nu am semnat, mă gândeam la începutul lui martie, vreau să-i plantez în câmp, oare este prea târziu. Începutul lui martie, aprilie, mai, 2 luni. Dacă aveți condiții bune, puteți să le asigurați. Condiții bune, nu este târziu. Probabil 1 mai este cea mai timpurie dată
dacă sunt temperaturile încă mici, avem 4-5 grade noaptea, nu e recomandat să-i plantăm și poate să întârzie. Dar eu sunt adeptul răsadului matur. Mai ales în alveolă de 32, dumneavoastră puteți să obțineți și, adică să-i plantați cu prima floare chiar deschisă și tot o să o piardă, dacă e în alveolă de 32. Acum, cum vreți să riscați? Dacă vă, nu știu, aveți tendința să plantați primul din zonă, vă recomand mai devreme. Dacă nu, și în timp martie este în regulă. Dar v-am zis, trebuie să le asigurați condiții, pentru că gogoșarul din nou e pretențios. Bine, tot ardeiul e pretențios, dar dintre ardei, gogoșarul parcă are o sensibilitate mai mare la temperatură. Să le asigurați acolo un 15 grade noaptea, e minunat. Bine, după germinare, după repicare. A, de nici acele stații de 100 de metri nu funcționează bine decât la aproximativ 60-70. E suficient, mă gândesc, dar dacă da, e distanță mare. Acum și ei zic că 100 de metri în câmp deschis, fără obstacole, fără pereți, fără, eu știu, construcții. Nimeni nu folosește senzori de temperatură smart. Păi da, pentru aia smart ne trebuie internet în solar. Nu știu, n-am văzut până acum, dar bănuiesc că ne trebuie internet ca să poată să transmită prin ceva. Uite, mi-a dat o idee, chiar o să mă uit să văd. Să-i văd pe telefon, să nu mai mă ridic nici din pat, să mă duc până la stații. Mulți dintre cei care au obținut fonduri europene pe micul fermier au fost obligați să achiziționeze stație meteo. Acum am înțeles cât de eficientă este stație meteo. Este eficientă, ne ușurează munca. Vorbeam cu domnul Titel, cred că îmi permite să spun. Domnul inginer Nache Titel, care ne arată și el acum pe YouTube ce face prin grădină. Și zice, bă, mă trezesc noaptea, mă îmbrac și mă duc în solar să verific temperatura, că am 200 de metri până la solar. Acolo efort. Azi dacă e frig, nici nu mai mă dezbrac, mă culc îmbrăcat. Îmi pun ceas să sune din oră în oră și mă duc și verific. Termostat Sonoff PoTH16 Wi-Fi Smart 16A, termice se debate. Pui de rezistență în el. Trebuie Wi-Fi, da. Auziți, lăsați-mi și mie un link, vă rog, pe grădina lui Dan Aron, gmail.com. Aici nu o să puteți să lăsați link. Aplicație pe telefon, da. Eu am internet aici, în capăt îmi prinde bine. Poate mi-au și eu. Exact, da. Ce faci cu termostatul dacă se oprește curentul?
Gata. Da, aici a pus punctul, păi domnul Nache, trebuie să avem, dar chiar tu ai generator, dacă se oprește curentul, ai generator? Uite, eu nu am generator și e o problemă mare. Aici și ce faceți cu panourile, domnul Ritter, la 12 noaptea? Poate dacă aveți baterii, dar nu cred că aveți baterii. Exact ce vă spuneam eu, doamna Anișoara. ,5 în baterie, păi sunteți dotat, gata, ne retragem. Deci exact asta spuneam și eu, că sunt câțiva clienți care au primit sau au cumpărat 2-3-5 fire și le cer din nou. Una 3,5 pe 24 de voi, 7,5 pe 48 de voi. Oleu, deci sunteți dotat, gata, ne retragem. Deci titele noi trebuie să ne luăm ori panou, ori cu baterii, ori generatoare. Dar spune-mi dacă ai generator, că uite, asta n-am, nu te-am întrebat. Mie mi s-a întâmplat să oprească curentul, dar a fost pentru 2-3 ore, s-a remediat avaria destul de repede. Și bineînțeles noaptea s-a întrerupt. Tot așa a fost, bătut vântul foarte tare și s-au rupt niște fire pe câmp. Da, lumină puțină în România, domnul Ritter, dar am înțeles că eficiența panourilor este mai bună iarna, că sunt mai reci, nu se supraîncălzesc. Am auzit și eu, cred că pe YouTube. Încarcă rețeaua. Deci, luați înapoi ce ați dat. Sunteți mulțumiți, adică sunteți și prosumatori. Gata, o dăm ploaie de vară. Nici zăpada nu se dă jos de pe el. Bună seara, solare și răsaduri mărăcineni. Mărăcineni, nu mi-a scris niciodată ce răsaduri produceți, ce semințe folosiți, hibrid, soi, mai mult hibrid, mai mult soi. Senzor de temperatură pe baterie smart aveți? Dacă da, atunci se modelează și la cât timp face citirea. Da, e și ăsta un aspect foarte important, la cât timp face citirea temperaturii, pentru că stația asta pe care o am eu actualizează cam la 10 minute temperatura. Eolienele și cu panouri s-au lipisit, tot va exista riscul să dea o resetare termostatul ambiental și să cadă Wi-Fi-ul. Practic nu există ceva sigur 100%. Normal. Ai sărit una. Una ai sărit. Deci ar trebui să am 3. Tu ai semănat bine, Tetite?
Uite, de exemplu, domnul Titel seamănă Mirval, nu? Eu încerc să întrețin atmosfera aici cu semănatul. Răzvan Dănil, salutare. Mai mult până la vânzare. Avem nevoie de succes la dezvoltare, la creștere. Da, exact. Deci am semănat prima serie de Mirval. Oricum mulțumesc, Răzvan Dănilă. Și doresc vânzare maximă tuturor producătorilor. Toți să vândă tot, să nu rămână nimic. Pentru că în domeniul ăsta, dacă îți rămân plante, mai faci profit. Și asta înseamnă că ai muncit degeaba. Produc astfel lacrimi fecioarei, deci domnul de la Solare și răsadul mărăcinei Argeș. Bună seara, doamna Stella Gheorghe. Deci domnul mărăcinei, produc răsaduri, soiuri, lacrimi fecioarei, red, pier, roșii de grădină, bulgărești, ca hibrid, Rila, Riana, Pearson, Liguria, Vinete, Aragon, ca să aveți Ecolc, ardei, capia, ureche de elefant, ardei. Deci sunteți și dumneavoastră în zona hibridilor destul de mult. Și la ardei ce hibrid? Ureche de elefant. Ar trebui să evoluăm de la el. La gras, la iute. Sunteți chiar din mărăcineni? Știți că eu sunt original din județul Argeș, din Vulpești, deci mai jos de Pitești, 30 de kilometri. Sau 10 kilometri de Costești. Gurmandia Ritter Cristian copiază inima de bou. Adică captura de gras Barbie F1, așa mai veniți de acasă, Gogoșar Cabala, Institutul Pomicol Mărăcinei. Și denumirea asta de solare și răsaduri, face și solare, construiești și solare? Dacă construiești și solare, înseamnă că sunteți în domeniu de mult și ați, cum să zic, ați avansat în legumicultură și construcții de solari. Deci face și solare. Din ce materiale? Vedeți că mesajul pe care l-a scris nu îl afișează, trebuie să-l afișez eu.
de se văd pe canalul meu de YouTube Solare și Răsaduri Mărăcineni Argeș. Și haideți, oameni buni, să ne uităm și noi pe canalul acesta de YouTube să vedem ce solare face Solare și Răsaduri Mărăcineni Argeș. Uite, dacă mai vin pe la țară, o să... Lăsați-mi un număr de telefon. O să vă sun, să vedem, poate reușim să filmăm un solar. Să-l arăt și eu la mine pe canal. Am zis că vă pun eu un link acum. Deci... de YouTube, Solare și Răsaduri Mărăcineni Argeș. Mi-e și frică să ies. Opa. V-am pus eu un link de la canalul domnului Solare și Răsaduri Mărăcineni Argeș. Să intrăm cu toții, să vedem ce solare face și să lăsăm acolo un like și un comentariu. Să-l ajutăm să crească și dânsul. Să vadă cât mai mult, să vadă toată comunitatea de fermieri din România. Vă deplasați și în țară sau doar în zonă? Gata, am obosit numai. Îmi spunea un urmăritor în urmă cu un an, de la 42-43 ai nevoie de ochelari de aproape. Și se pare că a avut dreptate maximă. Doamne, ce ploaie a început. Mai găsim un alveol asta și mă opresc, că nu mai văd bine. Deci faceți doar în zonă. Oricum, este bine. Și probabil în viitor o să vă deplasați și în țară. Eu chiar am avut câteva întrebări din județul Argeș de să recomand constructori de solare. O să mă uit la dumneavoastră pe canal să văd ce fel de solare construiți. Mamă, deja e zgomot afară, zgomot din cauza ploii. Deci plouă torențial. Am crezut că sunteți în solar și bate vânt. Nu, se aude ploaia acum, a început să plouă torențial. Sunt în terasă, am acoperiș. Dacă eram în solar, era un zgomot infernal. Adică știți cu toții cum se aude ploaia în solar.
Bine, era vreo scenă sau de ploaie, da? Nu mai diclesc. Aici am pus. Da. Da, e plăcut. E plăcut când culegi. E și ziua, probabil că scade și temperatura vertiginos, e chiar plăcut. Dar iarna, în ianuarie, nu e plăcut. Îți dai seama, acum atâta apă și luni minus 5 grade ziua. Dar vezi. Trebuie scos la tine Gigi. Opa. Constantin Florin Turcan, bună seara și spor și dumneavoastră. Dacă ați spus direct la bani, e minunat. Să vă salut și eu, domnul Casa Lavandei. Nu v-am reținut numele, îmi cer scuze și nu vreau să greșesc. Eu am o problemă, adică nu trebuie să vă supărați, am o problemă cu reținerea numelor. Numerele... La numere sunt profesor, nu uit niciodată numele. La nume uit tot timpul. Opa, și fratele dumneavoastră, deci lucrați în familie, foarte frumos. Da, probabil în perioada asta nu o să pot să ajung pentru că sunt foarte ocupat, dar nu zicem niciodată, nu, cine știe ce ne așteaptă. Și la urmă zicem pe la fel. Cătălin, da, acum îmi aduc aminte. Nu sunt așa bătrân, sunt doar, am eu problema asta cu numele. Nu pot să-mi uit. Și numele hibrizilor de multe ori le uit. De multe ori le uit. Să știți că am văzut mai devreme un short domnul Cătălin al dumneavoastră, probabil mai vechi, că era o temperatură mai bună, erați în tricou. Când tăiați un butaj de lavandă. Și nu mi-a plăcut că foloseați forfecuța aia mică la butașul de lavandă, care era destul de lemnificat. Nu e o forfecuță potrivită pentru lavanda aia, vă trebuie o forfecă un pic mai mare, un belota. Belota aia pe care o folosesc, aia neagră, e perfectă pentru... Și e și ieftin, 20-30 de lei. Cred că 30. Forfecuța aia se decalibrează repede la lemnificat. Vă spun eu că am decalibrat 2-3. Aolo, era și nouă. Aia mai la ierbacii, la butași ierbacii, la mușcate, la butași mui. Și o aveți un an de zile. De exemplu, pasta pe care o folosesc, încă o folosesc, o am de tai cu ea de un an de zile, dar n-am mai folosit-o la lemnificat. Am și ascuțit-o de vreo două ori. La tiroleze mi-agață, adică mi-agață, așa zic eu, agață, dar nu taie bine, nu taie curat. Ovidiu Jitărescu, bună seara și dumneavoastră. Grațian Ciocănel, bună seara. Da, Fiskars sunt calitate. Eu am încercat și Felco. Felco sunt, nu știu, mai renumite, mai cunoscute ca și Fiskars, cel puțin peste hotare. Chiar am pus o întrebare la... Am lăsat un comentariu la un canal de YouTube din America care se ocupă doar de trandafiri. Producător de trandafiri și l-am întrebat cu ce taie și tăia cu Felco 8 în America. Vă dați seama că mă apreciază mult calitatea.
Dacă aveți în zona dumneavoastră plantații de ceapă și de cartofi, poate faceți un material la fel cum ați făcut la domnul Mitel. Da, am fost în vară, ați văzut, la varză. Îmi pare rău că n-am putut să ajung și la recoltare, că puteam să merg și la recoltare acolo unde am fost la plantare. Și cam astea ar fi planurile mele pentru viitor, să mă duc în culturi, să încerc să aflu informații de la fermierii bătrâni, de la fermierii care lucrează, nu știu, hectare, de zeci de hectare de grădină, deci de la oameni care au experiență foarte mare în câmp. Și să aflăm cu toții, nu știu, prin intermediul filmărilor mele sau prin intermediul alte canale de YouTube care reușesc să facă lucrul acesta, prezentările astea, nu mă deranjează, eu chiar distribui materiale, ați văzut că mie dacă îmi place un material, eu îl distribui fără să întreb sau fără să... Am un fiscaș din 2008, taie și sârmă. Păi da, mă, dacă taie sârmă, nu mai taie un butaj corect. Strânge mai mult. Eu sunt de acord cu tine, dar la butoși, mai ales la aia lemnificați, tăietura trebuie să fie curată, să nu strângă înainte să tai. Dacă strânge, scad mult șansele de înrădăcinare. Jumătate de hectare. Am mult, nu știu, probabil în viitor, pentru că am și eu niște planuri de bătrânețe și dacă o să mă retrag de unde sunt eu, din zona de la casa părintească, acolo am destul de mult teren și cu siguranță nu o să cultiv porumb și grâu, cu siguranță. Deci mă duc direct să fac culturi de legume. Dar aici este imposibil în zona mea, deja un bolăcean ca costă, se cere și 100 de euro pe metru pătrat de teren. Și nu prea mai sunt terenuri. Adică nu aș găsi niște închirieți. Și ca să mă duc în mijlocul câmpului, n-am nicio siguranță. Nu vreau să dorm pe câmp toată vara. Opa. Dacia Țărână Ortodoxă. Salut! Cristian Florin Turcu, îmi puteți da câteva sfaturi despre cultura de fenicol, dacă pot să fac răsad. Sincer să fiu, nu știu. Semnați de răsad pentru solar sau câmp deschis? Deocamdată suntem pentru solar, e prea de vreme pentru câmp deschis. Următoarele serii o să fie pentru grădină, pentru câmp deschis. Nache Titel, pui cannabis este cel mai rentabil în pot, că ai lâmpi. Păi anul trecut, după ce am făcut primul videoclip în solarul din pot, a avut TikTok-ul, că Maria Ioana. Și chiar am făcut un material pe YouTube, am pus titlul Cresc cannabis în pod, nu, marihuana în pod, cresc marihuana în podul casei. Și să știți că mi l-a restricționat YouTube-ul. Pentru că a apărut cuvântul marihuana acolo și mi l-a restricționat. Fenicul e periculos pentru roșiile, termină. Păi cam asta ar fi un plan de pensionare, Titele, rapid, așa. O cultură, două, nu știu, 10 plante, cred că intră 10 plante acolo. Uite, aici avem Dacia Țărână Ortodoxă, cunoaște asocierile astea de plante companion. Fenicolul este periculos pentru roșii și cannabisul este bun companion împotriva calorabă. Deci pot să spun la poliție când vine, stai domnule, că îmi fac răsat să pun un solar ca să alung gândacii de Colorado, nu? Și m-am scos.
Uite, domnul Cătălin s-a interesat deja. Știe că pentru câine pot trebuie autorizații. Dar pentru tun de ce nu trebuie autorizații? Nu? Așa nici tutunul nu e voie că au unii monopol. E, nu. La tutun este și cea mai mare subvenție pe hectar. Din toate legumele, toate culturile mari. Trebuie să trecem la creșterea bananelor. E, nici chiar, domnul Oleg, n-avem climă, că v-am spus că la târgul acela, la Hoticul, am avut o clientă, cred că a cumpărat ceva de la mine, care mi-a spus că are banan de 12 ani în curte, sau de 7 ani. Cert e că mi-a zis că după 7 ani a format prima dată fruct, a format tija aceea pe care sunt așezate bananele, și erau bananele de 10 cm, la primul vânt puternic s-a rupt tot rodul și a căzut. Și a zis ea, băi, cred că ajungea la maturitate în anul ăla, că era și perioada bună, prindea căldură. Deci cannabisul nu e problematic ca și plantă, doar când îmugurește se face dosar penal. Deci pot să o duc până la mugur, nu? Găsim semințe în online să cumpărăm? Sunt curios eu să semăm câteva semințe. Adică să ne pregătim pentru planul ăla de pensii. Să avem experiență la creșterea răsadului, cel puțin. Eu am trecut, am deja. Ai 12 banani. Vreau să nu faci greșeala să-i vinzi pe toți. Oprește-ți plante, mamă, că... Eu vând și tu pe cei mai mici și cei mai mari îi pui în pământ. Eu la anul o să-mi caut undeva într-o grădină să pun pe la mare în pământ, să... pentru că o să facă mult mai mulți pui dacă e în sol. Dacă faci multe plante de tutun și te toarnă cineva, risc să intre mascații pentru tine. Da, și eu vreau să rămân un pic activ aici. Așa cât mai sunt eu activ, dar să rămân în zonă. Mai am unul, are 3 ani jumate, trebuie să-l duc și pe ăsta până la 18 ani. Deci n-am planuri de concediu de ăsta prelungit, așa de pensiune. La ce facem noi? Este foarte... Apropo, mie mi-am adus aminte. Păi cam așa pățesc părinții de băieți, tații de băieți, trebuie să facă case, nu? Dacă aveam numai fete, eram liniștit, plecau, se duceau la bărbați și scăpai ușor. Dar ăștia cu băieți e mai dificil. Da, mi-am adus aminte, astăzi eu am fost la primărie și am depus cererea pentru vizarea atestatului de producător. Voi v-ați depus cerere, v-ați vizat atestatele? Eu tot timpul fac în ianuarie pentru că sunt mai liber și bine că nu-mi ia mult timp. Nu ce e. Într-o jumătate de oră am fost înapoi, dar poate să mai apară și acolo aglomerație sau eu știu, să nu găsesc pe cine trebuie și mă pregătesc din timp. Adică ce s-a întâmplat cu bananul pe care l-ați tăiat? E acolo în solar, încă învelit, dar chiar astăzi mă uitam la el, mă gândeam să îl dezvelesc puțin, să văd în ce stadiu e, n-aș vrea să-l pierd, pentru că acolo am o temperatură pozitivă și... Nu știu, să n-apară mucegai, putregai, pentru că este înfășurat cu agrilul ăla.
imagine, Hanicuț, nu cred. Nu prea potrivește Dumnezeu așa. Dumnezeu tot timpul pune unul vrenic, unul mai puțin vrenic, ca să nu zic altfel. Domnul Dan, câte ore de lumină au nevoie lăsadurile? Vreau să fac într-o hală unde am geamuri pe ambele părți. Păi da, dar nu aveți geamuri în tavan, unde e cel mai important, în acoperiș, ca să zic și eu. Pentru că soarele vine, nu știu, stă 2 ore pe lateral, după aia cea mai mare perioadă de timp o stă perpendicular. Bine, acum depinde cum e poziționată, dar cu certitudine nu o să fie funcționale ambele părți, ca și lumină. Da, la răsaduri este nevoie de lumină multă în stadiul ăsta de vegetație, în stadiul de cotiledoane până la frunzele de răsărire, frunzele adevărate, până la formarea frunzelor adevărate, după care ar putea să scadă temperatura. Așa am înțeles eu la folosirea luminilor artificiale. Deci este recomandat la luminile artificiale să dai ore mai multe după răsărire și treptat să scazi până ajungi la 10 ore de lumină. Deci să începi undeva cu 14 ore și să ajungi la 10 ore de lumină. Casa lavandei. Mi-au dat atestat de producător pentru cultura de lavandă până în 2025. Deci la cultura mare se dă, la cultura asta perenă, se dă... pe mai mulți ani, asta nu știam, și pentru ghivece merge și zilele acestea. Deci, pentru ghivece face și noastră în fiecare an. Ia uite, ori domnul Elega a nins de amul 4 cm. Deci vine norul cu zăpadă, trece în Moldova și se oprește la București. Sunt curie pe mai spus că s-a adresat de mail. Grădina lui Dan @gmail.com. Litere mici legat. Deci grădina lui Dan @gmail.com. Solare și răsaduri mărăcinene Argeș. Am și eu bananieri care s-au mulțit dintr-o plantă care am cumpărat acum 5 ani dintr-un supermarket și nu avea mai mult de 10 cm. Recoltați puii, îi puneți în ghiveci și îi vindeți. Sau vă măriți cultura. Adobiți Alex, pentru răsadul de ceapă de legătură nu cred că am nevoie. Pentru ceapă. Eu sunt de părere că aveți nevoie. Plantele legumicole care dezvoltă fructul în pământ, ceapa de legătură. Da, de fapt aveți dreptate că vă trebuie mai mult frunză decât ceapă. Mi s-a întâmplat și mie într-un an când am pus ceapă în grădină, am pus pe jumătate de grădină, deci pe unde solarul la mare, jumătate din solarul mare, deci aproximativ 100 de metri pătrați de ceapă. Bine, am pus arbagic primăvară. Și acolo zona este umbrită. Am făcut niște frunze, erau mari. O frumusețe, am zis să vezi ce ceapă fac aici, dar nu vând ceapă din cultura aia. Și de unde? În pământ a rămas, nu știu, s-a dublat arbagicul ăla. Bună seara, doamna Diana Istrate. Deci, nu prea am experiență cu lăsadul de ceapă, dar eu zic că aveți nevoie de lumină pentru că e predispus alungirii. Adică aveți nevoie de o lumină bună. Și ca și ore v-am spus, am cunoștințe de la luminile artificiale că trebuie scăzut numărul de ore de lumină odată cu dezvoltarea plantei, până ajungem la 10 ore, adică 10 ore sunt suficiente pentru plantă matură. Acum într-un solar lucrurile se întâmplă altfel, pentru că avem toată lumina din timpul zilei, chiar dacă în România perioada de lumină din timpul zilei este destul de mică iarna, reușim să creștem răsadurile corect. Este greu acum, ianuarie până la vreo
20 februarie, după care se mărește ziua și este mult mai bine. Cultura o am într-o locație la părinți la stat, dar diversele acasă la mine, așa că fac în amândouă locurile. Da, am înțeles, domnul Cătălin, e foarte bine că vă puneți în legalitate, ca să zic așa, și asta ar trebui să facem toți. Da, așa multă lumină, așa este, îl pot face la cea hală. Foarte bine, înseamnă că ați mai încercat, ați mai făcut și aveți experiența acelui spațiu. Eu am spus tot timpul, trebuie să vă cunoașteți foarte bine spațiile, pentru că odată ce cunoști spațiu, știi cum se întâmplă lucrurile în spațiul respectiv, este mult mai ușor. Și cunoașterea spațiului nu se face decât prin experiment, deci să experimentăm. De exemplu, eu terasa asta o știu foarte bine. Aici pe raftul ăsta plantele merg foarte bine pentru că au o lumină, cea mai bună lumină din curte și pe raftul acolo. Jos, lumina este bună, dar temperatura mai mică pentru că este beton. Am pus eu niște polistiren din acela de parchet, dar cu efect mic, dar mușcatele suferă, dar nu mor. Și în momentul în care o să le iau pe astea de aici, le urc pe acestea pe raft și tot așa. Bună seara! E nici chiar ca paulonia, că paulonia nu produce nimic. Dar am văzut, observat că bananul se dezvoltă destul de repede. Doar că la noi vine iarna și trebuie stagnează, trebuie tăiat. A, dacă aveți o cameră de germinare unde puteți controla lumina, da. Le țineți acolo până la repicare sau ceva de genul. Cred că repicați și ceapa de legătură, puneți câte 5-6 semințe, nu? Și dacă le asigurați lumină la începutul vegetației, da. Deci faceți decât o trecere prin halaia până la plantare. O să iasă, domnul Cătălin, și eu am semănat semințe de mușcată, dar sunt destul de scumpe, semințele profesionale sunt destul de scumpe, era în jur de 80 de bani un leu baba și dezvoltarea a fost un pic greoaie. Probabil că n-am semănat nicio când trebuie, am semănat cam târziu și înflorirea a fost foarte târzie. Ca sistem radicular. Da, am înțeles, mărăcine. Să trăiți, domnul Dan Dobrin. Mihai Grădinar Urban, salutării de la Ploiești. Să salut și eu, Mihai Grădinar Urban. Eu mă uit la materialele dumneavoastră, domnul Mihai, cred că v-am și scris. Da, domnul Dan Dobrin, am intrat de mulți ani într-o linie așa a somnului. Dorm între 10-11 până la 4:30-5 dimineața. Dar îmi dă din omul citor. Haide-n Florin când poți face următorul clip. Încerc să termin mâine un material cu ardei. Eu ți-am semănat niște Carolina Reaper, semințe originale sau certificate, cred că e mai corect certificate. Și vreau să-l termin mâine, să poate îl postez mâine seara, dar nu știu dacă o să am timp. Da, cu semintele, domnul Dan. Semintele, acum seara asta cu vinetele. E chiar de cu 2 lei 50 plic. O să pun două semințe pe arbor, sper să meargă. Da. Uite, chiar o să mă uit și eu când merg pe la Dedeman să iau câteva plicuri, să le am aici, poate le semăn la vară.
Nu e stres, nu. Sunt în program, suntem bine, stăm așa. Dar nu era nevoie acum, domnul Paul, că aveam timp. Am văzut că am primit un mail. Ne-am obișnuit, domnul Dobri. Ne-am obișnuit. De exemplu, acum a scăzut temperatura aici, trebuie să deschid ușa. Dar e vola micu acasă și nu vreau să iasă. E cam răcit și mai circulă pe aici, pe hol, nu știu dacă l-ați observat. Ar trebui repicate sau merg două mușcate pe algoră? Dacă sunt caliope, merge și una singură în ghiveci. Chiar e recomandat una singură ca să poată să se simetrizeze. Dar la curgătoare tiroleze, nu știu ce semințe ați cumpărat, merg câte și mai multe de două. Domnul Dan a plouat torențial, cam 5 minute, 10 minute, încă plouă, dar s-a mai redus intensitatea și urmează mâine să ningă, așa e prognoza, și temperaturi negative, minus 10, minus 12, am văzut și un minus 5 pe timpul zilei, săptămâna viitoare. Silviu Constantin Fat, Leandru din Semița a semănat cineva, dacă da, după cât timp înflorește. Eu am semănat Leandru de Muntenegru din Semințe și am florit în primul an. Dar nu ninge, e vreme schimbătoare. O să ningă. O să ningă, domnul Dan. Deci funcționează la Leandru din Semințe, dar eu am semănat doar Leandru de Muntenegru. Acum am un vecin aici care are un Leandru albătut și are câteva păstăi. O să le recoltez, să le semăn. Și a intrat într-o seară cineva pe live și ne-a scris aici, ne-a spus, era un pasionat de Leandru, nu mai știu minte exact câte plante zicea că are, și spunea că are foarte multe semințe recoltate de la lendrii lui și ne-a spus că la Leandru, deci Leandru românesc, Leandru normal, nu Leandru de Muntenegru, după, dacă semeni din semințe, majoritatea este roz. Deci majoritatea este roz. Nu se păstrează culoarea la înmulțirea prin semințe. Asta e... Stanci de la Carolina, tot 90 de zile răsad. Cred că și mai mult la Carolina. E un ardei foarte pretențios. Am avut o germinație foarte bună. Nu mă așteptam, pentru că semințele nu arătau așa bine. Oricum n-am început bine materialul ăla, o să vă spun mai multe în el. Și e un ardei pretențios de căldură. Uite, poate să ne spună și să ne confirme și domnul Cătălin de la Casa Lavandei. Și dânsul a semănat, am văzut Carolina, dar dânsul a semănat semințe recoltate de dânsul. Eu am reușit să fac rost de 50 de semințe din America cu ajutorul doamnei Iani de la grădina Biolegomix. Au, e 10 jumate, nu mi-am dat seama. Domnul Dan Domnului, iarna cum faceți cu Leandru? Am câteva plante în solar, sunt în regulă și am avut temperaturi de minus 10 grade la mine în zonă. Deci solar neîncălzit, nedublat, în solarul ăsta unde lucrez. Și toți dintre am acolo la gard. Uite, o să fac un shot mâine să vă arăt cum îi țin. Dar nu mâine, că nu-mi permite temperatura, e un grad. Și nu o să dezvelesc acolo. Solarul a plecat, dacă m-ați urmărit, poate îl știți. Și sunt înveliți cu două straturi de agril de 23 de grame pe metru pătrat. Anul trecut n-am avut probleme, nici acum 2 ani, parcă și acum 2 ani am avut acolo plante. Și am acolo multe plante aromatice, deci ghivece care au rămas de anul trecut. Da, fiind Leandru, am dus și lendrii aia mici, butașii aia înrădăcinați în toamnă și se prezintă bine până acum. A, toți mochinii sunt acolo, toți mochinii la ghivece sunt acolo. Și chiar m-am uitat, după o noapte geloasă am dezvelit pentru că ieșise soarele și mochinii erau, avea cubul înghețat, chiar și sub agrilul ăla.
Acum ce vrea Dumnezeu, oricum altă variantă nu am, nu am unde să bag atâtea plante. Acolo cred că am 1500 de plante și sunt toate ghivece de 17, ghivece de 10 litri, deci ghivece mari. Domnul Constantin făcea semănat din păstaie. Da, din păstaie, dar anul trecut am avut originale, mi-au ieșit în 20 de zile, anul acesta le-am deja de 12 zile, mi-au ieșit doar 2 în momentan, în comparație cu felul Caen care au ieșit toți. Vedeți că din start, mă gândesc că condițiile de germinare sunt aceleași, din start vedeți o diferență între semințele de anul trecut și semințele de anul acesta. Eu pot să vă spun cu certitudine că mi-au răsărit în... au început să iasă în a 17-a zi după semănare, pe 25 de grade, deci clar pe 25 de grade. Dacia Țărână Ortodoxă, ce soi de smochini aveți? Smochini mov și smochini galben. Eu așa îi cunosc, nu le știu denumirile științifice. Deci ăia cu fructul mov, care sunt foarte dulci, și ăia cu fructul galben, care este un pic mai mare și... Dacă mă întrebați pe mine, mai puțin dulce ca la mov, dar mie îmi place mai mult ca la galben. Și am văzut că diferența de fructificare la mov, fructificarea este mult mai mare. Caienul ăla... La Chaen să știți că avem foarte multe tipuri de ardei. Deci sunt ardei Chaen și atât, și atât, și atât. Și... au toți denumirea de Chaen. Probabil că au coduri, au alte diferențieri. Ce părere aveți despre germinarea semințelor de smochini deshidratate? Eu pe unde am fost să tai butaș, deci am tăiat butaș din copaci bătrâni, nu am văzut niciun smochin răsărit sub smochin. Pentru că mai cad fructe pe jos și așa se întâmplă la majoritatea răsar din semințele care rămân în sol. Cred că ar trebui să copieze planta mamă, adică mulțirea din semințele la smochini ar trebui să funcționeze. Da, să copieze fructificarea și forma și culoarea fructului. Nu văd de ce n-ar fructifica. Pentru că o plantă, smochinul nu are nevoie de polenizare, fructele pornesc direct din subțiorii frunzelor. Sănătate și noapte bună, domnul Dan Dobrin, nici noi nu mai stăm, acum am văzut că e 10:30, nu mi-am dat seama. Deci nu dau seama cum trece timpul când suntem live. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, trebuie să închid pentru că este destul de târziu, mâine mă trezesc de dimineață. Din fericire nu trebuie să mai plec să iau copilul din sat că e pe acasă. Ce aplicație meteo folosiți? Dacă nu este secret, meteo radar, meteo, stați că vă spun exact, se numește meteo și radar, deci are 8 olandrele, meteo radar. O găsiți pe magazin Play. Mi-a schimbat telefonul zilele astea și chiar am instalat-o din nou. Deci meteo radar, da? Anul acesta sunt semințe din Carolina Ripă și Habanero Red și Aien cumpărate. Eu am încălzire în partea și mă ajută. Da. E cea mai bună încălzire în partea seală și chiar vreau să-l urmăresc și eu pe Iordache. Că și el o să facă germinarea în casă pe podea, pe gresie, cred că avea acolo, dar are încălzire în pardoseală. Ba, sunt două tipuri de smochin cu autopo și polenizat de vies pe desmochin. Vedeți, eu nu cunosc foarte multe detalii. M-am dus foarte mult în înmulțire și înmulțirea am făcut-o numai prin butaș. Majoritatea termostatelor au setabil histerezisul. Vă mulțumesc, domnul Iter Cristian. Ne vedem săptămâna viitoare, vine seara. Sper să... nu știu, să-mi vină o idee de live. Și
ideea cu vinetele mi-a venit ieri când mă gândeam eu, bă, ce trebuie să mai semnăm în perioada asta, a, vinete, haide să o facem și subiect de live. Sănătate, domnul Cătălin, vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc, domnul Stănculie Paul, mai vorbim pe mail. Am înțeles, plaja de... Da. Deci vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați urmărit și până la următoarea reîntâlnire vă doresc generație de 100%.